Bună dimineața! Eu aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc Alexandrei Stoicescu și, în ultimul rând, dumneavoastră, pentru această oportunitate și mai ales pentru că, cum spuneați, a fost un an plin de provocări și externe și interne, cu efecte, în primul și în primul rând, economice, pentru țările, mai ales cum este România, țara cu frontiera cea mai lungă cu Ucraina. Dar am venit în primul și în primul rând pentru că trăim într-o lume a breaking news-ului. Trăim într-o lume a apocalipsei. Și eu și dumneavoastră în fiecare dimineață constatăm că vine apocalipsa. Constatăm că iarăși s-au luat zeci de măsuri care vor afecta profund societatea, nivelul de trai și mai ales afacerile dumneavoastră. Am uitat parcă să vorbim totuși și de realizările economiei românești și mai ales de realizările dumneavoastră, a antreprenorilor care au sacrificat absolut totul pentru a ajunge la acest nivel de business, pentru a fi competitori cu multinaționalele care au un angrenaj mult mai mare. Mi-aș dori să găsim până la urmă lucrurile care ne adună, să ne găsim acel spirit românesc. Am încercat cu un proiect de suflet, Cumpără Românește, nu neapărat un slogan politic sau de alegeri, ci efectiv un mod de a ne crea o dependență și un mod de viață. Din punctul meu de vedere, nu putem să ne clasăm și să facem față unei concurențe, că vorbim de produse sau de servicii, dacă nu știm să ne promovăm noi înșine înainte de toate. Toată lumea vorbește de vor fi noile taxe în 2024, a venit noua lege a pensiilor generale, am finalizat cu pensiile speciale, totuși trebuie să fim corecți cu românii, nimeni și niciun parlament și niciun guvern nu poate să vină cu măsuri retroactive, ci poate să creeze o perspectivă. Am spus-o și o să o repet în continuare. În anul 2024, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri foarte clare. Nu vor fi măriri de taxe și va exista o stabilitate politică. Pentru că de această dată avem, indiferent de discuții din interiorul coaliției, avem o datorie în primul și în primul rând față de dumneavoastră și de efortul pe care l-ați făcut nu numai în anul în curs, în anul 2023, dar a fost un efort și în anul 2022, a fost și criza energetică, a fost și o inflație mărită, a fost și o scădere a nivelului de trai al populației și am încercat să echilibrăm aceste lucruri. România și-a asumat în PNRR că va veni cu o reformă fiscală. Din punctul meu de vedere, reforma fiscală stă în două principii pe care va trebui la un moment dat împreună cu dumneavoastră, politicienii, guvernul, coaliția, să stăm cu toții la masă și să hotărâm odată pentru o perioadă nu scurtă, de această dată pe perioadă medie, care este soluția cea mai bună. Vom menține cota unică, dar să fie cota unică, creând un mediu concurențial corect pentru toată lumea, fără excepții, și aceea să fie cea de, din acest moment de 16%, să avem un TVA pe care să nu-l creștem, fiindcă el aduce automat
și scădere a creșterii economice, dar mai ales o mărire a TVA-ului aduce inflație și toată lupta pe care am avut-o, cel puțin în ultimele luni, să scădem la o singură cifră și să ne propunem pe anul viitor o inflație de sub 5% la sfârșitul anului, sau să mergem în zona de impozitare progresivă. Eu nu refuz niciuna dintre variante. Fiecare dintre variante au și plusuri și minusuri. Faptul că am avut o perioadă atât de lungă cotă unică nu-mi creează un disconfort dacă această cotă unică există cu adevărat unică. În acest moment ea nu mai există. Sunt peste 500 de modificări legislative, diverse, ori făcute de către guvern, ori de către Parlament, care pur și simplu au modificat cu totul filozofia creierii codului fiscal. În categoric că o reformă fiscală nu va avea efecte în cel puțin într-un an fiscal. Și va trebui împreună să vedem gradual cum introducem acest nou cod fiscal. Dar în primul și în primul rând anunț că, mai ales după ce am văzut cifrele pentru viitorul buget, nu vor exista majorări de taxe în anul 2024, iar măsurile fiscale pe care le-am luat, în afară de faptul că caută să creeze un mediu concurențial egal și nu de excepții, vor trebui dublat și triplat atât de reforma în sistemul bugetar, cât și de lupta cu evaziunea fiscală. Vor fi păstrate toate schemele și programele de susținere pentru mediul de afaceri pe care le-am introdus în ultimii 2 ani și împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă. Mi-aș dori ca luna viitoare, pentru că în cursul lunii decembrie vom aproba în Parlament și noua lege a bugetului, să avem o discuție aplicată, să vedem unde mai trebuie să bugetăm scheme și programe de susținere pentru mediul de afaceri, noi pe lângă cele existente, după cum bine știți, vor trebui, acelea nu sunt mature până când nu avem și acceptul Comisiei Europene pentru a nu fi considerate ajutor de stat. Vom închide în acest an exercițiul financiar fiscal 2016-2020 cu extensia de 3 ani și aici a fost un efort, mai ales în lunile acestea, pentru a veni cu o finanțare de 15% din partea statului și vă anunț că dacă am închis ultimul exercițiu financiar cu vreo 54%, de această dată, exercițiul financiar direct pe anul acesta va avea cifra de 9 în față și până în martie, eu cred că o ajunge peste 97-98% să închidem exercițiul financiar trecut. Ceea ce este un semnal foarte important. Cu adevărat, a trebuit să acoperim și să găsim rapid niște măsuri administrative. Ce e îmbucurător e faptul că se simte totuși că administrația locală are o anumită capacitate de absorție a fondurilor europene. Marea provocare, în schimb, va fi pe anul 2024, anul 2025 și 2026, când se vor suprapune PNRR-ul și exercițiul financiar actual, unde fără o reformă în sistemul bugetar, din ceea ce am văzut eu în acest moment, cum funcționează lucrurile în ministere, nu vom reuși să avem o absorție
și este o sumă de aproape 70 de miliarde de euro. Bună ziua, domnul președinte! Ni se alătură domnul președinte al Senatului. Deci, mulțumesc foarte mult, domnule Ciucă. Vă rog, domnule prim-ministru. Scuze, nu am întârziat. Noi, eu am început, fiindcă în mai puțin de o oră, după cum bine știți, am ședința de guvern și vreau să mai prind și colegii înainte. Cred că la ultima coaliție am stabilit împreună că vom avea cu mediul de afaceri o întâlnire să discutăm pe schemele de ajutor și cu IMM-urile și cu dumneavoastră să vedem ce programe noi și de asemenea va trebui tot luna viitoare să avem o întâlnire pe care am decis-o să fie, să o avem împreună și eu și domnul președinte Nicolae Ciucă, să hotărâm, fiindcă avem o criză a forței de muncă, să hotărâm contingentul de muncitori străini pe care România să și asume pe anul 2024, dar mai ales să vedem ce măsuri administrative luăm ca să putem cu adevărat aduce acest contingent de muncitori străini în România. Îmi doresc ca în legea de buget să menținem cel 7% pe investiții, mai ales că sunt atâtea investiții și din fonduri europene. E normal că nu s-au tras foarte multe sume din PNRR. Cele mai mari sume din PNRR s-au tras la Ministerul Transporturilor, în principal pe autostrada Moldovei, pentru că a fost singurul proiect matur, sperăm și pe M6, cât mai rapid să pornim, și restul de proiecte și apelul de proiecte și tot sistemul informatic de susținere a apelului de proiecte să fie funcțional până la 1 martie. Cred că trebuie să rupem foarte clar lucrurile în două. Răspunderea dumneavoastră este pentru a acoperi salariile la sute de mii de angajați. Răspunderea mea este de a continua toate reformele, cele prinse în PNRR și cele constatate de către noi a fi o urgență și cu adevărat să pregătim un sistem bugetar mai suplu și mult mai eficient în acest moment pentru a putea face față mari provocări, o absorție la toate fondurile europene, repet, de aproape 70 de miliarde de euro. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Și eu mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, și așa cum spuneam de la început, veți pleca.